Ok, hai, încep, da? Bună, sunt Ioana Dumitrache, bine ați venit la workshopul de Makeup and Hairstyling by Me and Babyliss. Astăzi îți facem un look fresh, de mers la birou, deci cum să arăt trendy? Luminoasă! Bestial! Când te duci la muncă? Și acum am nevoie de câștigătoarele concursului Beauty Session at Home. Ea este Andreea, ea este Ana, bine ați venit fetelor! Haideți să începem! Voi aveți emoții? Nu, adică mă gândesc că pot ar trebui sau nu știu. Eu deja le-am aplicat fetelor baza de fond de ten ca să nu mai pierdem timpul și trecem direct la cearcăne. Voi acasă puteți să aplicați anticearcănul direct cu degetele, eu voi folosi o pensulă. Și cel mai important este să aplicați concentrat în acest triunghi anticearcănul, apoi cu degetul, prin mișcări de tapotare sau cu o pensulă de blending cu păr sintetic, estompați foarte bine produsul. Ca să vă asigurați că nu se va strânge în riduri și liniile fine, fixați corectorul cu pudră pulbere și aveți grijă să aplicați suficientă prin mișcări de tapotare. Cum vă dați seama că ați aplicat suficientă pudră? Încercați să atingeți cu degetul. Dacă degetul se lipește, înseamnă că nu ați aplicat suficientă pudră. Dacă zona este satinată și degetul alunecă ușor, înseamnă că ați aplicat suficientă, iar corectorul nu se va strânge. Te machiezi de obicei? Ai timp să te machiezi? Mă machiez de obicei, numai că acum am un bebeluș de 5 luni și timpul pentru machiaj s-a diminuat foarte tare. Ok, păi atunci sunt sigură că n-ai timp să faci o conturare completă a feței, dar să știi că măcar un pic de far de obraz, ca să aduci puțină culoare, ar trebui să aplici. Și eu propun să aplici fardul de obraz de pe cea mai înaltă zona pometelui tău și cu mișcări drepte să mergi fix spre ureche. În general, da, trebuie să elimini, să scuturi excesul. Vreau să vă arăt amândurora un truc super simplu, astfel încât să vă machiați rapid dimineața. Fardul de obraz, să îl aplicați pe toată pleoapa mobilă, ca și cum ar fi un fard, astfel săriți un pas. Avem nevoie de o pensulă de blending. Noi luăm tot fardul de obraz pe care l-am aplicat. O să îl aplic, vezi? Cu mișcări circulare, pornind din pliu și urcăm ușor spre arcadă. Ne-ai putea recomanda o pensulă, adică să aibă perii mai lungi, mai scurți? Să știi că pensula și dimensiunea pensulei de blending o alegi în funcție de dimensiunea pleoapei tale. Tu, având o pleoapă extrem de generoasă, poți să folosești o pensulă mai mare, dar să știi că am și o pensulă mai mică. Eu, de exemplu, când mă grăbesc dimineața, folosesc aceeași pensulă de blending ca să aplic fardul pe toată pleoapa mobilă. Vezi cum s-a format această umbră? Da. Imediat. Vrei să încerci și tu să faci la fel? Sigur. Și acum, fetelor, vreau să vă arăt cum putem să dăm strălucire tenului și tot așa facem două etape de machiaj într-una singură. Luăm pudra iluminatoare, fix cu aceeași pensulă, nici măcar nu trebuie să o schimbăm, și aplicăm pudra iluminatoare deasupra pometelui, nu trebuie să aplicăm foarte multă. Aplicăm aceeași pudră iluminatoare sub sprânceană, acesta este cel mai înalt punct al arcadei, și dacă sunteți voi atente, faceți un V între zona de sub sprânceană și pomete. Cam așa vă luați acest reper unde să aplicați pudra iluminatoare. De asemenea, puteți să vă aplicați pudra iluminatoare și pe arcul lui Cupidon, care este această zonă de deasupra buzei, și pe nas, dar eu nu înțeleg de ce ai vrea să-ți aplici pudra iluminatoare pe nas și să străluceți ca un glob de cristal. Exact. Ce-ți place să-ți conturezi tu în genere de obicei? Cel mai mult cu gel, din cauza golurilor pe care le am. Ok, hai să le conturăm cu gel astăzi. Primul sfat pentru sprâncene cu efect natural este să lași excesul de produs pe mână. Apoi, începi de la baza sprâncenelor. Mergi cu o linie ușor punctată, astfel încât să dai direcție. Okay.
acesta este rezultatul, așa arată o sprânceană machiată și una nemachiată. Ne apucăm acum și de a doua. Faci Instagram, Braus. Eu ți-am punctat și ți-am hașurat. Și tu ce faci? L-ai conturat prea tare. Trebuie să-i stompăm marginile. Nu-mi plac golurile din sprânceană și de asta... Una e gol. Apelez la metoda asta, ca să zic. Unde ai gol, pur și simplu vii și punctezi fire. Sunt gata sprâncenele, sunt bogate, sunt naturale, nu sunt foarte grafice, cred că ți se potrivesc foarte bine. Fără Instagram Brows. Fără Instagram Brows. Aplicarea rujului vom începe cu un creion de contur și apoi aplicăm un ruj rezistent la transfer. Încep eu. De obicei este bine să urmărim conturul natural al buzelor și să corectăm micile asimetrii, astfel încât buzele să pară cât de cât identice, deși nu sunt niciodată la fel. Și acum, tu urmând conturul pe care eu ți l-am făcut, poți să-ți aplici rujul. Pentru ca privirea să capete mai multă profunzime, iar genele să pară mai dese, mai bogate și mai lungi, eu recomand să descărcăm cea mai mare cantitate de tuș la rădăcina genelor și asta înseamnă să facem mișcări de zigzag cu periuța și apoi să dăm pe toată lungimea genelor, astfel încât să alungim. Insistă cât mai mult, încearcă să punctezi un pic printre genele tale. Ia să văd. Și acum voi pune în funcțiune Perialis Brush 3D, pentru că fetele au părul ușor ondulat, frizy și nu pot ieși așa din casă. Prietena mea, Raluca, deține recordul îndreptării părului în doar 2 minute și 18 secunde. Dacă nu mă credeți, mergeți pe canalul meu de YouTube și vedeți videoul. Așa că, fetelor, v-ați mai îndreptat vreodată părul cu o perie electrică? Nu, nici eu. Bere, haideți să vedem ce reușim să faceți, să vedeți, e super simplu. Trebuie să luăm o șuviță, destul de lată, dar nu foarte groasă, să tensionăm șuvița și venim cu peria pe dedesubt și mergem ușor. Uite ce ușor se îndreaptă. Este nevoie să treci o singură dată. Vreau să încerci și tu, să știi că are, după cum vezi, are trei tipuri de peri, are un înveliș ceramic, așa că să nu-ți fie frică, pentru că nu ai cum să-ți arzi părul sau să-l deteriorezi. Să știi că atunci când finisezi, poți să dai și pe deasupra cu el. Ia uite ce repede ai prins mișcarea. Ce-mi place cum iese? Și mie. Am observat că te uiți în continuu la tine și nu te mai uiți deloc la mine când vorbești cu mine. Mă bucur mult că îți place. Hai să vedem cum se descurcă Ana. Draga Ana, ai văzut mișcarea, ai văzut cât e de simplu. Vreau să văd în cât timp îți întrebi părul. Nu uita, recordul prietenei mele, 2 minute și 18 secunde. Îi dau drumul! Au trecut 2 minute și 18 secunde. Pot să mă bucur că nu mi-a dobărât recordul? Da, dar mai am puțin, e ok. Dacă fac sub 5 minute, sunt bine. Oho. Mă bucur. În 5 minute mă faci și pe mine. Tensiune, ține tensiune! Peria are un buzit anume. Să știi că buzitul ăsta vine de la generatorul de ion, care este o tehnologie care te ajută să nu ți se mai electrizeze părul și să arate așa frumos și strălucitor. Ea este Ana, machiată și îndreptată, ea este Andreea, machiată și îndreptată. Sper că v-a plăcut machiajul și sper să vă ajute să câștigați cât mai mult timp dimineața, seara, când vreți voi. Dacă încercați aceste lucruri, vă rog să îmi trimiteți poze sau să tăguiți Babyliss România sau Ioana Dumitrache. Pa, pa!